Superbet. Bun găsit tuturor, vă spune de la Mediaș Mădălin Negoiță, vă invit să urmăriți alături de noi o confruntare de tradiție și o confruntare care până anul trecut s-a disputat doar în prima ligă, numai puțin de 94 de partide. Pentru prima dată în istorie, Dinamo a retrogradat după un baraj cu Universitatea Cluj. Acum lucrurile stau total diferit. Dacă Dinamo își pierdea locul în prima ligă în dauna sau în favoarea universității, acum Cluj are deja un sezon la Liga 1 și un lot care teoretic arată mai bine. Iată cum arată echipa lui Toni Petra. Andrei Gorce este în poartă, apoi linia defensivă Dimitrov, Miron, Mitra și Vătăjelul, la mijloc Ovidiu, Big Filip și Dan Nistor. În atac Kipciu, Stoica și Daniel Popa. Nu sunt schimbări față de partida din etapa precedentă. Cluj a câștigat spectaculos pe terenul celor de la FCU Craiova cu 4-3, un meci interzis cardiacilor. Iată și formația lui Ovidiu Burcă, lipsește Ghezali, care a primit o pauză din cauza problemelor medicale. Golubovic este în poartă, așadar Cristi Costin, Ricardo Grigore, Denis Jafer și Gabriel de Moura în defensivă, Bani Roșu și Iglesias și Denis Politic sunt la mijloc, Cătălin și Gorca Larucea, iar în atac este Cătălin Țiră. Brigada de arbitri europeană, salutăm revenirea lui Ovidiu Hațegan, este primul său meci la centru în prima ligă după infarctul suferit în martie anul trecut. A revenit de fapt în iunie, dar la un meci din Liga a 3-a, Unirea Ungheni Corvinul. Ultima sa partidă arbitrată a fost Lyon Porto din optimile Europa League. Asistenții săi Mircea Grigoriu și Sebastian Gheorghe. La VAR este Radu Petrescu, asistat de Mircea Ardelean. Arbitrul de rezervă este Rareș Vidican. Observatorul de joc Cătălin Cursaru, observatorul de arbitri Adrian Comănescu. Ne așteptăm la un meci extrem de disputat, vorbeam ceva mai devreme de evoluția foarte bună a Universității Cluj în deplasare, cu o echipă care i-a produs coșmaruri echipei albnegre în stagiunea precedentă. De partea cealaltă, Dinamo fără punct deocamdată, un impact dur cu prima ligă de la revenire. Și o partidă care ar trebui să aducă ceva mai multe așteptări și chiar ceva mai multe realizări din partea lui Dinamo. Este o tribună, sau tribunele sunt aproape pline, vedem două galerii înfrățite care au suferit poate împreună la retrogradarea lui Dinamo după acel baraj tur-retur extrem de dramatic. Este de altfel și cea mai, să spunem, celebră prietenie dintre galeriile din fotbalul românesc. Sigur, mai sunt și altele, dar la nivel de primă ligă și de o asemenea învergură nu prea mai există. Suntem pregătiți așadar de startul meciului. Dinamo are prima posesie, spuneam, fără punct. Dinamo din primele trei etape, un singur gol marcat și numai puțin de 7 goluri primite. Bine, și Cluj a primit tot 7 goluri, doar FCU Craiova primise mai multe goluri în primele 3 etape decât echipele care se înfruntă astăzi. De asemenea, tot doar două echipe care până acum nu obținuseră niciun punct, este vorba de Dinamo și FCU, și de asemenea în acest moment doar Dinamo și Oțelul sunt echipe care au marcat un singur gol. Recuperarea lui Vătăjelu, Alex Kipciu
pentru Popa. Nistor și Popa, doi dintre cei patru jucători din lotul Universității care au jucat și la Dinamo. Recuperarea dinamoviștilor. Mingea l-a lovit pe Ovidiu Hațegan. Toni Petrea, în imagine, s-a vorbit deja de înlocuirea sa după înfrângerea tot de aici de la media și în fața Rapidului 0-3. S-a continuat cu mai mult sau mai puțin fundament și după victoria de la FCU Craiova. Puțin cam de vreme totuși să discutăm deja de antrenori înlocuiți după câteva etape. Sigur, răbdarea n-a fost niciodată punctul forte al oamenilor de fotbal din România. Trist este pe undeva că sunt antrenori care se autopropun. Asta mi se pare, sau care susțin că au deja ofertă și că sunt în discuții când echipa respectivă are în continuare antrenor pe bancă. Toni Petrea spunea că încă se bucură de susținerea conducerii, însă un rezultat negativ astăzi nu știu cât de mult ar mai menține această siguranță. Gabriel de Moura este deposedat, tackling-ul lui Iani Stoica, un al doilea tackling și este un fault asupra lui Neluț Roșu. Ovidiu Burcă spunea că e mult mai ușor să construiești faza defensivă a unei echipe, a unui joc, și că își propune ca echipa sa să controleze meciurile sau să încerce să marcheze, să fie incisivă. Aștept de la jucătorii mei ofensivi să aibă mai multă personalitate, curaj, obrăznicie, tupeu și creativitate în ultimii metri. Spunea tehnicianul lui Dinamo. Din nou Gabriel de Moura a jucat aici la media și are însă mai degrabă amintiri triste. Mi-aduc aminte că a părăsit în lacrimi această echipă după ce nu fusese plătit o foarte bună perioadă. Apoi echipa a retrogradat, între timp a și dispărut, dar iată, mai sunt meciuri aici grație acestui gazon care face față cu brio și proximității de câteva orașe cu echipe care continuă în prima ligă din România. Chipciu, ce frumos scoate pentru Popa! Popa! Iese oportun Adnan Golubović. Prima șansă acestei partide. Patru sezoane petrecute la Dinamo de Popa. A și marcat în acea perioadă numai puțin de 14 goluri, vă aduceți aminte, nu era nici atunci chiar un Dinamo foarte, foarte puternic. Vine centrarea, minge respinsă de la marginea careului mic. Gorcea, a fost ziua sa, în urmă cu 3 zile a împlinit 22 de ani. Bic lasă foarte inspirat Filip și continuarea cu Iani Stoica. Este scos de pe traiectorie, a fost o mână, dar Stoica a căzut ca secerat. Mi se pare că exagerează, forțează obținerea unei lovituri de la 11 metri, sau mă rog, unei lovituri libere. E o mână, dar mi se pare prea puțin. Ovidiu Hațegan era foarte bine poziționat. Nu cred că se poate discuta prea mult la o asemenea fază. Intră foarte bine cu umărul, mi se pare, Nistor aici. Nu știu neapărat dacă a fost fault, e un duel mai tare. Nemulțumit Nistor. Iată, nu mi se pare că îi face ceva aici Nistor, chiar dacă se dezechilibrează
Iglesias. Nistor în mare formă în acest început de campionat. Mă rog, Nistor și Kipciu. Kipciu are 3 goluri și o pasă decisivă. Nistor are 2 goluri și 2 pase decisive. Toate în doar 3 partide și în condițiile în care meciul cu Rapid a fost pierdut cu 0-3, spuneam aici la Mediaș. O centrare ratată, intercepția de către Dimitrov. Tot el este însă cel care respinge apoi din față. Șansă importantă și pentru Dinamo. Spuneam cu totul în istorie, s-au disputat 94 de partide doar în campionat. Sunt mult mai multe în... Dacă punem la socoteală și confruntările din celelalte competiții, mă rog, din Cupa României, au fost, dacă nu mă înșel, și meciuri din Cupa Ligii, bineînțeles, și meciurile de baraj. Dar în campionat, Cluj a câștigat doar 21 de partide din aceste 94. Dinamo, în schimb, are un palmares foarte bun, 52 de succese. Jafer reprimește, pressing foarte agresiv făcut de Popa și de Nistor și până la urmă obține posesia Popa din acest pressing. Centrare în careu și ieșire pe contraatac acum a dinamoviștilor prin Neluț Roșu. Nu era deloc această pasă, ratează însă continuarea, a vrut să trimită Rapid Ahmed Bani. Așa, iată, din ceea ce vedem, observați și dumneavoastră din așezarea lui Dinamo, este un pressing om la om făcut în jumătatea adversă. Așadar, nu sunt doar vorbe goale, ce a spus Burcă. Mi se pare foarte interesant, mai ales la o echipă totuși fără resurse, să spunem, umane semnificative. Sigur, asta presupune un efort fizic enorm. Jafer avansează, lasă Ahmed Bani, dar nu mai era nimeni în spate. Dar spuneam, Gabriel de Moura poate fi puțin incomodat de poziția de fundaș stângă. El e jucător de picior drept, îi face loc Burcă lui Cristi Costin în flancul drept. E un jucător, e adevărat, cu o contribuție ceva mai bună pe faza ofensivă, Cristi Costin. El, de fapt, nu prea este fundaș de bandă, mai degrabă mijlocaș. Vătăjelul pentru Bogdan Mitra, jucător cu 3 goluri marcate în carieră deja lui Dinamo, 2 cu Viitorul în 2014 și unul când juca la Șepși în 2021 într-o victorie clară atunci a echipei din Sfântul Gheorghe cu 4-1. Ceva mai devreme, FCU Craiova a obținut și ea primele puncte din această stagiune, așadar în acest moment doar Dinamo are de făcut puncte. Popa reușește să rămână în posesie. Este însă închis, asta puțin cam tare pentru Nistor, apoi Ovidiu Bic. Da, și trebuie să fac o rectificare, este al doilea meci al lui Ovidiu Hațegan. Am omis meciul dintre CS Universitatea Craiova și Oțelul, acel 0-0. Meci în care Ovidiu Hațegan a arătat numai puțin de 6 cartonașe galbene, e adevărat, 2 dintre ele în prelungiri.
Told, proprietarii arenei, dar să vedem mai întâi această fază cu Kipciu. Kipciu, oh, ce dribling! Și este un lob și ratare uriașă a lui Kipciu. După ce reușește să-l păcălească pe Golubovic, ce șansă mare, dar ce frumos își face mingea aici Kipciu, cu multă încredere. Incredibil, ce ratare! Superbă însă faza, nimic de spus. 90% din fotbaliștii din Superliga României ar fi tras cu sete acolo. Da, spuneam, deși s-au făcut multe promisiuni că se va juca pe Cluj Arena, având în vedere că doar aseară au fost la festivalul Antold 120.000 de persoane pe arenă, sunt puțin sceptic în ceea ce privește calitatea gazonului după ce se va termina. Sigur, e și o perioadă de pauză pentru că se va juca undeva pe 19 august, poate se mai poate și reface între timp. Deocamdată meci foarte echilibrat. Între aceste două meciuri de acasă cu Dinamo și CFR, cu Cluj se va deplasa la Galați, în timp ce Dinamo are un program ceva mai permisiv din punctul ăsta de vedere. Spuneam și la începutul acestei transmisiuni, cred că Dinamo poate spera la o redresare cu șanse ceva mai mari. Dinamo va juca acasă cu Botoșani, apoi în deplasare cu Voluntari și acasă cu Petrolul. Asta după ce în primele trei etape, spuneam, a primit mai puțin de 7 goluri, dar de la adversari care au terminat în play-off în stagiunea precedentă. Ce pasă bună a lui Cristi Costin, foarte bună însă și intercepția lui Miron. Repune tot Cristi Costin de la margine. Fost jucător la Voluntari. O pasă bună în fața porții. Țiră, trece, intre în unci, înscrie. Este Denis Politic cel care primește această pasă. 1-0 pentru Dinamo după un sfert de oră de joc. Pasă superbă primită de Denis Politic. Cine a dat această pasă? Ia să vedem. Este o minge pe care și-o face mai degrabă singur. Bani este autorul asistului, dar Miron iese decisiv din defensivă, apoi Dimitrov și Mitra, cred, nu mai pot strânge, nu este Vătăjelul, nu mai pot strânge în timp util pentru a-l bloca pe Denis Politic. Din preluare, din preluare îl face pe Miron. Frumos început de partidă, în imagine și fanii dinamoviști. Sunt 1700 de suporteri ai lui Dinamo doar în acea peluză, în timp ce tribuna a doua, în general, e ocupată de fanii Universității Cluj, iar tribuna a întâi e cam jumătate. Aproximativ 7500 de oameni la această partidă primește Iani Stoica. Șut moale însă în blocaj al lui Iani Stoica.
ce atmosferă frumoasă. Denis Politicu, primul său gol marcat în România după 100 de minute în total bifate sau pe acolo. Jucător mult timp în Anglia, dar în ligile inferioare. La un moment dat a ajuns și în Liga a treia, unde a jucat pentru Bolton. În 2022, anul trecut, juca la Cremoneze, dar nu reușea să se impună acolo. A jucat doar 13 minute. Cremoneze, echipă care a promovat, de altfel. Iată, la abia a treia sa partidă, Denis Politic înscrie primul său gol și este chiar abia a doua partidă când este titular. Gabriel de Moura. Degajarea lui Adnan Golubović, vine Filip la pressing. Găsit însă spațiu pentru o pasă către Neluz Roșu, mai departe. Politic. Asa bună din nou la marginea careului. Dimitrov din nou ratează intercepția. Vine centrarea lui Cristi Costin, blocată de Vătăjelu. Foarte nesigură mi se pare defensiva Universității Cluj. Ahmed Bani, centrare la prima pară, mingea traversează, apoi careul recuperează Țiră. Centrare blocată de Filip, care evită apoi cornerul. Scoate Nistor pentru Filip, iată cât de sus rămân jucătorii lui Dinamo. Mitra pentru Ovidiu Bic. Al doilea gol marcat de Dinamo în această stagiune. Blochează Ovidiu Bic, dar mi se pare că gestionează foarte bine Dinamo acest avantaj, în timp ce Ucluj parcă nu are o reacție de echipă totuși mai experimentată. Ahmed Bani pierde însă destul de ușor. Bani este unul dintre puținii jucători care au rămas în lotul lui Dinamo de la acel baraj de tristă amintire pentru dinamoviști. Mai era un lot Gabriel de Moura și Denis Jaffer. Nu cred că am omis pe cineva. Foarte multe schimbări de atunci. Bine, nici la Ucluj n-au mai rămas foarte mulți jucători de atunci. Gorcea, Filip, Tescan și Albert Hoffman.
nu? Sunt spații destul de mari în defensiva lui Cluj, excelent, însă intervine Ovidiu Bic, avansează apoi Bogdan Vătăjelu. Respinge fără probleme Ricardo Grigore. Vătăjelu pentru Kipciu, continuă tot cu Vătăjelu. Doi jucători așteaptă centrarea, vine și Filip la bara a doua, până la urmă cred că reușește să recupereze. Între doi adversari însă până la urmă pierde mijlocașul Universității Cluj. Și Filip are un gol marcat în tricoul lui Dinamo. Dimitrov, centrare pe jos, surprinzătoare, Filip! Filip, vine centrarea la bara a doua, Kipciu în blocaj, a doua șansă a lui Alex Kipciu, contraatacul lui Dinamo. Ahmed Bani pentru Costin. Tranziție foarte rapidă făcută de Dinamo, încetinește însă puțin atacul. Cristi Costin este deposedată de Mitrea, Bani ține mingea în teren, centrarea nu e chiar rea, vine însă destul de târziu Țâră. Foarte târziu mi s-a părut că a reacționat atacantul lui Dinamo, minge dat afară. Și dacă tot a rămas un jucător pe teren, se ia și acea pauză de hidratare. Așa va fi la fiecare partidă, probabil, până la finalul lunii. A fost destul de cald și astăzi, acum nu mai e cazul. E o temperatură decentă. Spuneam de întâlnirile directe, în timp ce noi revedem golul lui Politic. Primește îngrijiri medicale Ionuț Roșu. A fost dur impactul, dar cred că nu trebuie să ne pierdem speranța, încrederea că vor veni și rezultatele, spunea înainte acestui meci Ovidiu Burcă. Da, până la urmă, dacă rămâi fidel principiilor tale de joc, în momentul în care vei întâlni adversari pe măsura ta, poți să câștigi. Da, de multe ori acesta este declicul pentru o echipă. Ai nevoie de un rezultat pozitiv, crești în încredere și apoi lucrurile se pot așeza. Să vedem însă dacă va fi un rezultat bun pentru Dinamo în această seară. Deocamdată conduce formația din Ștefan cel Mare, minutul 26. Miron pentru Dimitrov. Bine l-a primit Filip. Joacă din prima, dar fără să se informeze, degajează Gabriel Demoura. Din nou Miron. Primește Bic, care a jucat pentru Gaz Metan Mediaș. Aici a apărut, practic, da, în fotbalul nostru, în fotbalul profesionist. Apoi a fost remarcat de Universitatea Craiova. Deja și el fotbalist matur, lansare pentru Daniel Popa. Ajunge la această minge, Popa, centrare șutată, dar balonul este respins de Jaffer. Demoura. Mâine se joacă Petrolul Farul la 18:15 pe Digisport 1. Budescu nu va evoluanța în această partidă pentru Gică Hagi și la 21:30 va fi derbiul FCSB CFR Cluj din Ghenci. Acțiune aici cu Dan Nistor în prim plan. Nistor scoate la margine Vătăjelu. Vătăjelu încearcă să-l depășească pe Cristi Cosin. Au de poartă. Sunt de bun jocul de până acum al lui Cristi Costin. A jucat bine și cu Sepsi. Pe ambele faze. Da, da. Să uităm un fotbalist care provine din mijlocaș lateral, dar a jucat mai mult fundaș de bandă în perioada FC Voluntari. Și pe această poți să o vedem și la Dinamo.
Accidentarea lui Amzăr i-a făcut loc în primul 11 și iată că a rămas. Pentru că și Demoura la rândul lui a jucat destul de bine. Mitrea pentru Dan Nistor, pasă slabă. Chipciu în duel cu Ahmed Bani. Această situație contează mult versatilitatea lui Demoura. Golează cam la fel de bine, constant bine fundaș dreapta și fundaș stânga. Cam ceea ce face și Vătăjelul. Sezonul trecut la Craiova a fost mai mult fundaș dreapta. Pasă pe exteriorul la Linelus Roșu, reușește să combine cu Denis Politic. Crea pe exterior și Ahmed Bani, cu pic de șansă, trece. Jucătorul numărul 22 de la Dinamo, Cristi Costin, este acolo. Pleacă pe diagonal Ahmed Bani, o pasă în centru, Roșu preoare cu talpa. Vine șutul! Ce emoție a avut aici Gorgea, care a apucat să facă un pas în dreapta, se redresează. Da, dacă lovea mai... Dacă ștergea mai puternic mingea pe Denis Politic, dacă putea să revină Gorgea. Filip. O minge, atenție la această plecare a lui Daniel Popa. Preluarea nu e bună. Popa ajută Ianis Stoica și scoate o lovitură de colț. Foarte târziu au venit colegii la susținere pentru Daniel Popa. Trebuie să aștepte un pic până când a apărut în peisaj Ianis Stoica. Așa cum uitam la Dan Nistor, cel care tot așa stătea cu gura pe echipierii săi. Da, anumiți fotbaliști pot fi hibați, dacă tot timpul sunt criticați. Caj om la om, centrare este mijlocul care lui respinge Ricardo Grigore. Nistor. Centrare slabă aici. Da, da, da. Asta e. Vătăjelul la vârsta lui o alimentează, cum se spune. A degajat absolut înfiorător. Va fi repunere din careul mic pentru Dinamo. Primește Grigore. Balonul ajunge la țâră. Pierde prea ușor aici în fața lui Miron. Nistor rămâne pe picioare. Îi trimite lui Chipciu. Se mută bine Dinamo în zona mingii. Chipciu pentru Nistor pentru Vătăjelul. Chipciu încearcă să treacă. Este blocat de la Rusea. Gorca la Rusea. Pani. Frumoasă această pasă, s-a repezit acolo Alex Chipciu și l-a dărâmat pe la Rusea. E lovitură liberă pentru Dinamo. Într-adevăr a aterizat între picioare, cu genunchiul... Brațul da. Apoi. Da. Se duce undeva la nivelul gâtului. A riscat aici da. Alex Chipciu cu acea lovitură de karate. Am să aminte de acel moment din finala mondialului din 2010 cu Nigel de Jong, care proiecta crampoanele pe pieptul lui Xabi Alonso și atunci n-a fost eliminat. Da, din foarte multă dorință vin și asemenea intrări în cazul lui Alex Chipciu și reacțiile pe care le are uneori, reacțiile nervoase. Încearcă să fie acea locomotivă a echipei, să tragă formația după el, pentru că nu de fiecare dată iese jocul. Iată cum insistă aici Chipciu și a fost la un pas Universitatea să recupereze mingea un sfert de oră până la pauză. Golubovici n-a avut de apărat, că la cea mare ocazie Chipciu a dat pe lângă poartă. Deocamdată un joc bătrânesc. O minge respinsă de Ricardo Grigore, Politic reușește să treacă de Dimitrov. Ce frumos pivotează acolo pe lângă Politic, coboară Popa, l-a primit. Pasa e slabă, dar foarte bine se luptă acolo Politic. Au atitudine, au arătat atitudine în toate meciurile cei de la Dinamo. O atitudine pe care am văzut-o inclusiv în sezonul trecut, în play-off, în acel baraj cu FC Argeș. Și cred că în primul rând este meritul lui Ovidiu Burcașu să-și injecteze fotbaliștii cu așa ceva. Dimitrov, demarcarea lui Stoica între linii.
Pasă dintr-o atingere, Ovidiu Bicare, șut bun din afara careului, Chipciu, nu ajunge însă în posesia lui Daniel Popa. Da, multe faze se frâng în acea zonă, multe acțiuni ale Universității Cluj. Cu greu finalizează echipa lui Toni Petrea. Întâl pe Miron, dar Dimitrov preferă să întoarcă balonul la Mitrea. Nistor, dacă Dimitrov în dreapta îl vede, Dan Nistor, bună această pasă. Bulgarul are timp să preia, trece ușor de Denis Politic, intră în careu, dar centrează foarte slab. Era liber în fața careului Dan Nistor. Ai fi ce spuneam. Ori lipsește ultima pasă din jocul Clujului, ori ultima execuție. Mitrea pare hotărât să dea la poartă, tras aproape cum a făcut-o mai devreme Vătăjelul. Oricine sau orice ții, noile beneficii de Live Betting, știi că Betano ține cu tine. Betano ține cu tine pentru că e fan să fii fan. Recuperează Filip. Cearcă o pasă care nu trece. Să știi, Ionuț, că și șutul de mai devreme al lui Mitra e cumva un semn al neputinței, al frustrării. Când te apuci ca fundaș central să dai de la 40 de metri, e abia minutul 34. Ovidiu Bic. Miron. Bic. Pentru Dan Nistor, Filip. Filip încearcă să accelereze un pic pentru Vătăjelu, dar, cum spuneam, cred că i-a furat cineva viteza lui Bogdan Vătăjelu. Bine, aici nici diagonala nu a fost ceea ce trebuia. Oricum, bună organizarea lui Dinamo pe faza defensivă. Mă uitam și la oamenii din Benz. Banii coboară aici tot timpul să-l ajute pe Costin. În stânga, Politic. Și cu tot foarte, foarte concentrați, foarte responsabili. A, Dinamo cu Sepsi a luat gol la primul șut pe poarta celor de la Sepsi. Atenție la această fază, minge care ajunge cu noroc la Iani Stoica. Se uită după sprijin. Stoica. Era însă mult în spate Dimitrov. Nistor. Dan Nistor se reașează clujenii. Stoica pentru Dimitrov. E spațiu acolo, primește Stoica, dar este deposedat excelent de Larusea. Extrem, extrem de important este rolul la Larusea. Un transfer excelent pe care l-a făcut Dinamo și a demonstrat utilitatea în Liga a doua, bun până acum și în prima divizie. O ținere a lui Ovidiu Bic, Hațegan, lasă avantaj, revine. Doar un avertizment verbal pentru Bogdan Mitrea. 10 minute până la pauză. Clar că lucrurile nu se învârt rotund în cazul echipei lui Toni Petrea. Nu știu la ce se aștepta Universitatea Cluj. Dacă aveam în minte un joc ușor contra lui Dinamo, lucrurile nu stau deloc așa. Ei, da, au bătut cu noroc la Craiova. Ne aducem de golul 4 al lui Chipciu. Dacă mi-aduc bine aminte, a fost un șut deviat. Și l-a declarat imediat că mi-a făcut lumea dinozaur sau protozaur. O victorie nu schimbă mare lucru, mai ales când a fost cu 4-3, adică a fost un haos acolo. Puteau foarte bine să și piardă acea partidă, adică nu a fost un meci pe care să-l fi câștigat clar. Banii, ce frumos desfac cei de la Dinamo. Neluț Roșu încearcă să-și pună mingea pe șut. Șutul lui Roșu prinde poarta, dar prinde și Gorcea. Dar Dinamo, în momentul în care are mingea, urcă, într-adevăr, aduce mulți jucători în preajma careului advers. Dau senzația de suficiență cei de la Cluj. Da? Mă rog, am mai văzut reprize proaste, lucrurile se pot schimba după pauză. Merge interceptat acolo de Larusea, dar pe care o respinge în afara terenului. Foarte interesante declarațiile lui Chipciu legate de Dinamo, de Ovidiu Burcă. Însă că tot
a invocat vorbele lui pe meciul din runda trecută. Spunea Kipciu, vom juca împotriva lui Dinamo, echipă cu un antrenor fabulos ce joacă Dinamo. Nu că n-aș respecta jucătorilor, dar au fost luați din Liga a doua, au avut probleme să joace felul în care joacă Daniel Popa și face mingea mult prea larg și permite lui Demoura să intervină. Ah, poate că Alex Pichu a încercat să-și pună așa în gardă cu echipierii, dar atât pentru Cluj că nu toată lumea a intrat pe teren foarte conectată în această partidă, toată lumea din tabăra Șepcilor Roșii. Unii poate mai pe vârfuri, vom vedea ce va reuși să repoare la pauză Toni Petrea. Multe atingeri în continuare pe construcția Universității. Opa pentru Nistor, dar nu aceea era continuarea. Degajează Gabriel Demoura. Și sunt aceste nesincronizări. Am văzut această pasă pentru Ioan Stoica. Au fost câteva tentative și între Popa și Kipciu care n-au ieșit. Nistor, singurul care mai încearcă, are un volum bun de joc. Dan Nistor, e nota lui obișnuită, să spunem așa. Nota lui obișnuită și la Mormăieli, la Bombăneli. Aruncă de la margine Dimitrov pentru Big. Am o echipă de jucători cu experiență, un lot greu de gestionat. Nu știu cât poate Toni Petrea să ajungă să pătrundă cu mesajul lui la acești fotbaliști. Așa din exterior pare genul de antrenor care face atmosferă bună, pare un tip conflictual. Dimitrov în centru, minge recuperat acolo de Filip, iar acum Kipciu. Kipciu pentru Vătăjelu, centrarea vine foarte bine Costin și este lovitură de colț pentru U. Oricum Dinamo nu trebuie să uite un lucru. Cluj are câțiva jucători de execuție, câțiva jucători remarcabili din punctul ăsta de vedere. Oricând pot veni cu ceva special, Kipciu, Nistor, chiar și Filip și Big sau Stoica. Centrarea lui Dan Nistor, Golubović respinge. Intervenția reușită, scoate mingea din careu. Și de multe se întâmplă ca o echipă care nu are un joc colectiv impresionant să fie salvată o execuție personală. Kipciu exterior, combinație cu Filip. Kipciu încearcă pasa pentru Popa, se luptă acolo fostul atacant al lui Dinamo. S-au cantonat în propria jumătate de teren cei de la Dinamo, dar resping destul de ușor atacurile lui U. Da, pentru că lipsește acea scânteie, acea inspirație, să spunem, decisivă în ultimii 20 de metri. Încearcă degajare de Moura, practic a scăpat de acea minge, nu a vizat un coechipier. De ceva vreme Dinamo nu s-a mai apropiat de poarta apărată de Gorcea, dar și-a treaba în defensivă oamenii lui Ovidiu Burcă. A ordonat, se apără destul de ordonat, destul de agresiv. Poate iese în întâmpinarea omului cu mingea și își respectă destul de bine zona. Nistor pentru Mitrea, scoasă la margine pentru Vătăjelu, care pasează înapoi. Mitrea, Statici, alb-negri, acum excelent, este acolo Jaffer, posibilitate de contraatac, dar apare Filip și îl deposedează pe Iglesias. Ia o acțiune, aici din partea stângă Kipciu, un jucător care putem spune că are libertate de mișcare, acoperă zone uriașe de teren. Dimitrov pasă pe jos, Stoica, odată bulgarul inteligent lasă mingea Dan Nistor. Filip Popa luat pe preluare de Jaffer. Preluare foarte agresivă trupa lui Ovidiu Burcă, dar fără să faulteze des.
din prima țâră, extraordinară acea atingere atacantului dinamovist, țâră dă drumul la balon, Neluțu Roșu este în care o cere politic, blocat această linge trimisă de Neluțu Roșu. S-a mișcat greu. Da. De previzibil a fost Daniel Popa pentru Iani Stoica. Nu este combinația de jucată de Demo Ura. Excelent Demo Ura, care 30 ceva de ani e mai viu decât Iani Stoica, e mai, are o vitalitate mai bună. Ce rușine pentru atacantul lui U aici la această fază. Demo Ura a ținut mingea în joc, a ajuns-o în tușă și s-a întors pe lângă el. De parcă n-ar fi existat Stoica. Arată o maturitate în această primă repriză din nou pe care nu știu câte lume o anticipa Ubania. Dar probabil că au învățat multe lucruri din experiențele anterioare, din primele trei etape, oamenii lui Ovidiu Burcă. Încă o nesincronizare, fix ceea ce vorbeam mai devreme, pasa lui Alex Ciu pentru Popa. Era foarte departe Daniel Popa, în locul în care a trimis cu echipierul său. Cred că abia așteaptă pauza Toni Petrea. Să vedem, aici este fault. S-a dezechilibrat Denis Politic și l-a lovit Zdravăn cu brațul peste față pe Dimitrov. A operat cu duhul blândeții în această primă repriză. I-a călcat pe minge și... un gest, nici nu cred că a vrut, siguranță nu a vrut, doar că a călcat pe balon și s-a dezechilibrat. De altfel, nici nu i-a dat cartonașul galben Ovidiu Hațegan. Exact, asta spuneam, niciun avertizment în această primă repriză. A controlat partida. Foarte respectat de jucătorii Ovidiu Hațegan. Este o calitate fundamentală pentru un arbitru. Să te respecte jucătorul pentru care are încredere în deciziile tale, nu să te știe de frică. Nistor centrează, balonul este respins de țâră. Tinde piciorul Miron, aici o pasă pentru Kipciu, imediat vor fi arătate minutele suplimentare. Vătăjelu, Dan Nistor, urcarea lui Dimitrov. Universitatea are 3 sau 4 jucători în careu, dar nu se mizează pe ce tare. Bine, cu călcâiul Filip degajează de Moura. Fără greșeală, cred, de jocul brazilianului până acum. Da. Bun cam în toate meciurile, Gabriel de Moura. Greu de depășit în zona lui, a strâns și a respins când a fost nevoie să facă așa ceva. Ultimul minut al primei reprize. Dinamo rezistă fără probleme la Mediaș, în fața lui Cu. S-a aruncat un ochi pe banca de rezerve a Universității Cluj. Ar fi Popadiuc, ar fi Tescan, poate Hoffman pentru zona ofensivă, sau Calcan. Popa cu stângul, centrează, nu vine nimeni, însă cât de departe era Bic. Era doar Iani Stoica în care... Da, uitam pe bara a doua să văd cine vine. Din zona aia, când vine o centrală de acolo, te aștepți să se ducă mingea pe colțul lung, să-ți ataci, nu, ca mijlocaș. Să ataci careul. De obicei, Filip avea mai multă libertate de mișcare și mai apărea la finalizare. Acum el pare cel desemnat să stea în fața apărării la siguranță. Atât pe Vătăjelu, centrarea lui Vătăjelu de Moura. Respinge în corner. Nu? S-a părut că de Moura a respins. Deznădăjuit Daniel Popa, dar nu mai poate schimba decizia arbitrilor. Au de poartă, a arătat Ovidiu Hațegan. Ia să vedem dacă m-am înșelat. Nu, e corner toată ziua, sau toată noaptea, mă rog, că e seară. Dar de Moura a ridicat brațul. Vezi, contează să fie abil, să... Îi poți păcăli pe arbitri. Am ridicat brațele chiar. Da. Am gândit la ceea ce spuneai, la sarcine care a fost trasată lui Filip. Undeva poate că e normal. Deja l-ai pe Nistor, l-ai pe Kipciu pentru zona ofensivă. Da, dar Pic nu prea ajunge în care. Filip a ajuns și, mă rog, a și marcat. Da, nu, el are o calitate bună în față. Poate oricum să-ți dea un assist, să apară la finalizare. Amintesc meciul cu FCSB din sezonul trecut de pe Arena Națională, cât de bine a jucat. De la cum îl vedem că îl văd poziționat ceva mai sus și să rămâi cu Bic, care
aici e locul lui, mai aproape de, de apărare. Și ceva mai iute, mai tânăr, și ar putea să acopere poate mai repede zonele acolo, în caz că se pierde mingea. Ultimele 10 secunde. Pe Digisport.ro și în aplicația Digisport vedeți clubul uriaș cu care urmează să semneze Neymar și tot pe site și în aplicație ce au decis fotbaliștii lui Manchester United în cazul lui Mason Greenwood, suspendat de aproape 2 ani. Găsiți aceste lucruri pe site, pe Digisport.ro. Se anunță o pauză furtunoasă în vestiarul lui Cluj. Avem și noi pauză cu Fotbal Club și așteptăm la repriza a doua, care se anunță foarte interesant. Nu știu dacă Toni Petrea poate fi furtunos, o să vedem în reacția echipei lui. În orice caz, Dinamo pare să-și fi învățat lecția. E mai echilibrată între atac și apărare. Politic nu mai ratează o ocazie clară. E adevărat că niciun Cluj nu este la nivelul adversarilor pe care le-a întâlnit Dinamo până acum. Și da, din acest punct de vedere, vedem care este diferența. Întoarcem în scurt timp pentru a comenta această primă repriză. Superliga vă este oferită de Superbet. Cu mascota norocoasă și culorile iubite și pasiunea de superfan cu rivalitățile tale, cu dezbaterile tale favorite, sunt poveștile tale. Acesta ar putea fi sezonul tău. Cu tine, Superliga e super! La Unibet ai și mai multă acțiune cu BetStream. Adaugă pariurile live, crește-ți profitul cu UniBoost și trimite biletul prietenilor prin BetShare. You and Unibet. Weekendul acesta îl petrecem în magazinele Grid, pentru că este Last Chance Weekend. Asta înseamnă că tot weekendul te bucuri de 50% reducere la toate produsele. 15 ani de călătorie în România. 15 ani de experiență împreună. Profită de oferta aniversară Suzuki pentru modelele voastre preferate, Vitara și S-Cross Hybrid, cu beneficii de peste 2000 euro. Asistență rutieră, garanție extinsă, roți de iarnă cadou, discount suplimentar, finanțare personalizată, livrare imediată din stoc. Detalii pe suzuki.ro sau la cel mai apropiat dealer Suzuki. Suzuki. Cu ce să mă îmbrac? Chiar dacă aleg în ultimul moment, cu aparatul de călcat vertical cu abur Philips cu capăt flexibil, netezesc rapid hainele. Sunt gata de plecare imediat pentru că am la îndemână o soluție comodă. Tu ce alegi să porți astăzi? Philips. Nou! Și eu la cuptor! Crocante și gustoase! Oapte, nu prăjite! Gustă și tu noile Cio la cuptor, cu 70% mai puține grăsimi. Când ciuperca pielii a revenit, eu am ales Exoderil cremă. Elimină mâncărimea, inflamația și mirosul neplăcut. Exoderil cremă, pentru tratamentul ciupercii pielii. E mai ieftin când scanezi Kaufland Card și cu cât scanezi mai mult, economisești și mai mult. Scanează Kaufland Card și îți poți activa reduceri la coșul de cumpărături pe lângă cupoane mereu active pentru tine la o mulțime de produse pe gustul tău. Mai multe detalii pe kaufland.ro/maieftin. Kaufland Card. With all the filming I do here, I've become an expert on Proc. And I've learned that the people here are pretty demanding about their beer. There's one thing I can't figure out. How to star a fine craft, an exquisitely balanced beer. We'll get there. Voltaren Forte. O formulă specială care pătrunde adânc și acționează rapid la sursa durerii, fiind un puternic antiinflamator. Voltaren Forte. Rapid și puternic. Ce transformă călătoriile în experiențe unice? Să fie un singur lucru? Nu! E fix amestecul de experiențe atât de diferite care te fac să fii o variantă mai bună a ta. O fuziune de contraste. La fel ca Fusti, gustă-l și poți câștiga o călătorie unică made of fusion cu Fusti și TripAdvisor. Natline îți hrănește zâmbetul în excursiile cu gașca, în pauzele dulci de la birou, în vacanță,
când ieși în oraș cu prietenii sau seara pe canapeaua de acasă. Savurează arahidele și semințele Natline. Câștigă premii pentru timpul tău liber. Zilnic un Smart TV, săptămânal un aspirator robot sau marele premiu o casă de vacanță. Înscrie-te pe natline.ro. Să găsești peste tot prețuri care se micșorează electronic, le găsești la Altex. Folosim etichete electronice și micșorăm constant prețul produselor noastre pentru tine. Ia-ți Samsung Galaxy S23, 256 GB, la 4099 de lei și primești voucher 400 de lei. În plus, ai voucher 10% la căștile wireless Samsung. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Super weekendul vine cu reduceri de până la 41%. La Lidl ai cremvurști cu carne de curcan 500 de grame la numai 9,99 lei. Șervețele umede pentru mobilă 5 în 1, 40 de bucăți la doar 2,09 lei. Și piersici din România la doar 4,79 lei per kilogram. E mai mult decât ieftin. E de la Lidl. Gata, gata, gata. Atenție, firu! Bandiții ăștia doi a furat-o pe roava lui Dumnezeu. Stai liniștit, nașule, n-a furat nimeni nimic, roava e aici. Bine, ce-a vrut finul să zică e că oferă recompensă greutatea miresii în bere? Caută în magazine dozele Skol cu sfaturi de la Nașu. Skol, răcorește bărbatul. La Unibet, pariezi live din full screen cu Betstream. Crește-ți profitul cu Uniboost și trimite biletul prietenilor prin Betshare. You and Unibet. Pariază pe fotbalul mare din Europa și adună surprize zi de zi. Doar cu funcția Playmaker pui până la 10 pariuri din meci pe același bilet. Dă-ți jos aplicația și urcă-ți cota ca să fie bine. Oricine sau orice ții, noile beneficii de Live Betting, știi că Betano ține cu tine. Betano ține cu tine pentru că e fan să fii fan. Ionel Dănciulescu, Ilie Dumitrescu, Ion Crăciunescu pentru câteva vorbe despre această repriză. Ionel altceva, Dinamo, parcă. Dar și un Cluj altceva decât da, adversarii. Din punct de vedere al posesiei, Dinamo a controlat începutul de partidă, cu toate că cea mai mare ocazie a primei reprize a fost ratată de Kipciu, după care vine acel gol al lui, asta e ocazia, al lui Politic, pe o greșeală foarte mare a fundașilor centrali celor de la Universitatea Cluj, după care Dinamo s-a retras în defensivă. Poate să fie și pragmatic. S-au retras în defensivă, au stat destul de bine, s-au pus într-un 4-4-2, echipă scurtă și le-au dat marginilor celor de la Universitatea Cluj, care nu prea au mai avut situații de a marca atât de mari. Ilie, ziceam că echipa, și ziceai că echipa pe bună dreptate, cu experiența mai mare e U Cluj, dar pare că Dinamo e mai degrabă cea care e mai bine, mai solidă pe teren. Dinamo a început cu 3-4-3 pe construcție cu Larusea între fundaș central, i-a surprins. Pe urmă, cu un pressing avansat pe fond, asta este și acțiunea asta foarte bună a lui Politic, care îl elimină foarte ușor pe Miron la fază, cu mingea printre picioare, pe care driblează și portarul și înscrie. De cealaltă parte, au fost două situații ale lui Kipciu de gol, dar totuși echipa suferă din punct de vedere al jocului colectiv. Adică fiecare individual, nu văd un joc legat, nu văd un joc consistent al echipei. Mi-a plăcut și mie execuția lui Politic la înscrierea golului, o acțiune personală foarte, foarte bună. Mi-au plăcut de la Cluj cel mai mult spectatorii, pentru că echipa n-a fost la nivelul la care s-a așteptat lumea, pentru că și-au încurajat echipa tot de la Dinamo. Kipciu, mă așteptam mai mult de la el, fiind un jucător care are calități și din situația aia cam ar trebui să mă archeze, dar uite că se mai întâmplă. În rest, eu zic că Dinamo o conduce pe merit în prima repriză, pentru că meritau după... Mm-hmm. Calcan Popadiuc ar putea să intre în locul unor jucători ineficienți de atac ai celor, sau în fine, din partea ofensivă a celor de la U Cluj, de partea cealaltă, mă îndoiesc cum va fi și pe Popadiuc. Și pe Popadiuc, da. Cei de la Universitatea Cluj. Calcan și Popadiuc, am zis. Da. Bun. Ne întoarcem la final, când avem mai multe de vorbit în afara acestei pași de pe care o vom analiza, evident. Evident.
Dau fugă în oraș după speciale și mă simt câștigător chiar din parcare. Ăsta este skill-ul meu, mersi de întrebare. Azi o ardem pe încasare. Îmi place mult sentimentul, să-mi iasă bine biletul, să simt din nou winner feeling, să trăiesc din prim momentul. Turnee săptămânale și Winner Fun. Winner, mereu ceva diferit. Cu oricine sau orice ții, noile beneficii de live betting, știi că Betano ține cu tine. Betano ține cu tine pentru că e fun să fii fan. Weekendul acesta îl petrecem în magazinele Grid, pentru că este Last Chance Weekend. Asta înseamnă că tot weekendul te bucuri de 50% reducere la toate produsele. Gata, gata, gata. Atenție, Firu! Bandiții ăștia doi a furat-o pe roaba lui Dumnezeu. Stai liniștit, nașule, n-a furat nimeni nimic roaba aici. Bine, ce-a vrut Finu să zică e că oferă recompensă greutatea miresii în bere? Caută în magazine dozele Skol cu sfaturi de la Nașu. Skol, răcorește bărbatul. Cimentul ăsta e pentru tine. Noul EcoPlanet Plus de la Holcim ia locul cimentului Structo Plus. Pentru construcții durabile, acum ai EcoPlanet Plus, ciment performant cu 30% mai puține emisii de dioxid de carbon. Natline îți hrănește zâmbetul în excursiile cu gașca, în pauzele dulci de la birou, în vacanță, când ieși în oraș cu prietenii sau seara pe canapeaua de acasă. Savurează arahidele și semințele Natline. Câștigă premii pentru timpul tău liber. Zilnic un Smart TV, săptămânal un aspirator robot sau marele premiu o casă de vacanță. Înscrie-te pe natline.ro. La Kaufland ai varietate pentru grătarul tău de weekend. Pe 5 și 6 august ai la Provincia pui vegetarian, pui grill la doar 22,49 lei kilogramul. Cârnăcior de porc 500 de grame la doar 10,99 lei. Și roșii România la doar 3,79 lei kilogramul. Kaufland! Ți-ai pus vara pe pilot automat sau vrei să vezi ce ți iese în cale? Orice alegi, Digi Online vine cu tine peste tot prin țară. Descarcă aplicația mobilă Digi Online și te loghezi instant cu contul de client digi.ro. Ai peste 100 de canale TV și 18 posturi de radio direct de pe telefon, tabletă, laptop sau din mașină prin Android Auto și CarPlay. Digi Online. Parte din vara ta. Ce s-a întâmplat cu pauza de snacking? Nu mai avem timp nici să ne bucurăm de un snack. Ronțăim pe modul automat. Dar nu cât suntem noi aici. Pentru că atunci când te apucă plictiseala, Fanta te scoate la distracție. Hai la un snack, de dragul jocului! Cu Double Hertz Cârcel Stop, viața este bucurie, emoție și mobilitate. Nu te opri din mișcare. Oprește crampele musculare. Double Hertz Cârcel Stop și în varianta efervescentă pentru un efect mai rapid. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Cu Act for Good, când faci cumpărături, faci și bine, iar binele se întoarce mereu la tine. Știm cât de dragă ție să-i aduni pe toți în jurul mesei și să-i răsfeți cu preparate gustoase, făcute mereu cu ingrediente locale. Așa că acum ai reduceri de până la 27% prin Act for Good la iaurt de capră, zacuscă cu vinete și suc de mere și pere, drag de România. Descarcă aplicația Carrefour. Nici nu știi câte oferte poți să prinzi. Carrefour! Descoperă Chio Intense. Forma specială reține mai multă aromă pentru gusturi intense și momente intense cu prietenii. Chio, distrează-te pe gustul tău! Vara, plaja este terenul tău de sport favorit. La Decathlon, prețurile mici se asortează cu aventura natură. Ia-ți acum încălțămintea de apă pentru copii și adulți la doar 34,99 lei. Decathlon, prețuri mici, calitate garantată. Pariază pe fotbalul mare din Europa și adună surprize zi de zi. Doar cu funcția Playmaker pui până la 10 pariuri din meci pe același bilet. Dă-ți jos aplicația și urcă-ți cota ca să fie bine. La Unibet ai și mai multă acțiune cu BetStream. Adaugă pariurile live, crește-ți profitul cu UniBoost și trimite biletul prietenilor prin BetShare. You and Unibet. Cu super avantaj poți câștiga instantaneu când echipa pe care ai pariat are două goluri avans, indiferent de scorul final al meciului. București s-a câștigat în avans. Superbet. Go Super!
Superliga vă este oferită de Superbet. Înapoi la Mediaș pentru partea a doua a meciului Universitatea Cluj, Dinamo 1-0 pentru Câini. Dinamo, o surpriză plăcută în prima repriză. Nu e un scor întâmplător, nu e un avantaj, să spunem, norocos pentru formația lui Ovidiu Purcă. Cu siguranță vorbim de cea mai bună repriză pe care au făcut-o până acum albroșii în acest debut de campionat. Minutul 15 a adus golul și aceasta este acțiunea finalizată de Politic. O acțiune plecată după ce Dinamo, jucătorii lui Dinamo s-au luptat foarte bine pentru minge la mijlocul terenului. A venit și acest atac al lui Miron, care nu l-a putut opri pe Politicu. Cluj cu o singură ocazie mare, adevărat, cea a lui Alex Chipciu la 0-0, când a ales o soluție complicată, a încercat să dea o scăriță peste Golubovic, dar a trimis pe lângă. În rest, după ce Dinamo s-a retras în propria jumătate de teren, U a intrat într-o dinamică destul de lentă, cu pase lente care nu au putut depăși apărarea bine organizată a lui Dinamo. Mulți jucători care au bombănit și care tot timpul dădeau vina pe coechipier pentru că nu făcea ce trebuie, deși pasa pleca greșit din piciorul lui. Să vedem repriza a doua, să vedem dacă a făcut vreo modificare Anton Petrea. Încinse probabil discuțiile de la pauză din vestiarul Universității Cluj. Ne imaginăm pe Alex Chipciu, pe Dan Nistor luând cuvântul. Da, a plecat destul de furios la vestiar imediat după fluierul lui Ovidiu Hațegan, Toni Petrea. Totuși Toni Petrea îmi pare genul care să dea cu pumnul în masă așa puternic, dar asta poate să fie doar o aparență. Se rea jocul fără modificări și poate că se impunea măcar o schimbare în echipa lui Toni Petrea. O primă diagonală pentru Stoica, intervenția lui Demoura între remarcații primei reprize, iată pe brazilian, după mingea în partea dreaptă, acolo unde era Ahmed Bani, deci nu se descurcă Daniel Popa. Iată echipele: Dinamo cu Golubovici, Costin, Jafer, Grigore, Demoura, la Rusea, Bani, Iglesias, Neluț Roșu, Politic și Țâră. Pasă în adâncime pentru Cătălin Țâră. Țâră centrează și obține cornerul. Oricum avea un singur coleg în careu. Gazdele cu Gorcea, Dimitrov, Miron, Mitra, Vătăjelu, Stoica, Filip, Bic, Chipciu, Popa și Dan Nistor. Foarte repede au reușit cei de la Dinamo să ajungă la poarta lui U. Bani se duce să execute această lovitură de colț. Nervos Chipciu. Da, normal, când ești condus, fiecare secundă ți se pare extrem de prețioasă. Centrarea lui Ahmed Bani, destul de bună luptură de cap a lui Țâră. Cine vine aici? Stoica pierde duelul cu Cristi Costin. Demoura calm pentru Denis Jafer. Costin izolat acolo, luat în primire de Vătăjelu. Cade și obține lovitura liberă. Fault destul de ușor făcut de Bogdan Vătăjelu. Iată, sucit acolo tricoul la tot. Da. Asta pentru că Vătăjelu mi s-a părut, spuneam și în prima repriză, foarte greoi, foarte lent, lipsit de energie. E un fault al neputinței acolo. Minge este la Ricardo Grigore. Încearcă, să spunem așa, să-și relanseze cariera cu această întoarcere la Dinamo. Grigore, o pasă calmă pentru Neluț Roșu. Coboară Cătălin Țâră, încerca și să se miște destul de mult, să fie util. Nu este această lansare pentru Neluț Roșu, care știe că era într-o poziție bună, era un culoar într-adevăr de pas pentru el și avea posibilitatea să scape singur cu portarul. Alex Chipciu, talonat de Gorca la Rusea. Tăjelu, a plecat Chipciu, pasă pe poziție viitoare, Chipciu întoarce, văzut acolo pe Daniel Popa, dar Iglesias respinge, iată, mijlocaș ofensiv de carul lui Dinamo, vine în propriul careu, e un lucru pe care îl scoteam în evidență și în prima repriză, această responsabilitate pe care o arată în teren jucătorului Dinamo, toată lumea participă la faza defensivă, centrare aici respinsă de autorul golului, Denis Politic.
Excelentă intervenție prin alunecarea lui Neluț Roșu de Moura pentru Ahmed Bani. Politic ies foarte frumos din apărare cei de la Dinamo, pleacă foarte bine Bani aici în stânga. Ahmed Bani are poziție bună. Wow, 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 wow. Ce-o fi fost asta? E și el, parcă nici Bani nu înțelege ce i s-a întâmplat. Parcă i-a luat-o cineva cu undița din tribună. Ioan Filip îi transmite balonul lui Dimitrov. În general destul de previzibilă construcția celor de la Universitatea Cluj. E clar, unul din cei doi, Filip sau Bic, trebuie să sprijine mai mult faza de atac și să apară la finalizare chiar. Pentru că U aduce puțini oameni în careu. Ce pasă dă Miron aici. Pasă sărită și pe stângul lui Dimitrov, care arată că trebuie să-i o dea în față și pe dreptul. Acenește poate va schimba sistemul la un moment dat. Toni Petrea poate va renunța la unul dintre mijlocași încă-i de vreme. Minutul 50. Da, nu are o bancă prea bună. Ne uitam împreună. Sunt mai ales pentru faza de atac chiar nu prea. Păi, aceștia ar fi Tăscan, Calcan, Popadiuc, Hoffman. Calcan ce are multă experiență. Pasă cu călcâiul al lui Ahmed Bani pentru Țără. Fanionul este jos. Țără. 1 la 1 cu portarul. Țără driblează. Trage golul și este offside. A așteptat arbitrul asistent. Mare. Această linie este Sebastian Gheorghe. Da, i-a zis lui Țără mare. Dar e frumos călcâiul. Da. A fost, părea clar prima dată. Și în stilul lui Denis Politic a făcut acțiunea Țără. Da, s-a reluat repede aici. O pasă în adâncime pentru Vătăjelu. Vătăjelu reușește să centreze. Apare Daniel Popa, gol! 1 la 1 egalează Cluj, minutul 51. Daniel Popa îl domină pe Gabriel de Moura. Centrare excelentă a lui Bogdan Vătăjelu. În fine, iată, ajunge în zona de centrare fundașul stânga al lui U. Și Popa, care se plasează pe bara a doua. Hai să vedem de unde vine Popa. Iată, se duce prin spatele lui Larusea. Există nici un pic de marcaj. A stat bine Popa. Acolo trebuie să stai, să aștepți. Vezi unde vine centrarea, să-ți creezi spațiul pe care să-l ataci. Pentru că dacă vin viteză, iată, de Moura e static. Îl prinde static faza și nu mai are ce face. Uitam la poziția lui Larusea, care la un moment dat a dat impresia că vine cu adversarul său, dar apoi drumurile celor doi s-au despărțit. S-a dus într-o altă direcție mijlocașul spaniol. Marchează repede Cluj în această repriză, ceea ce poate să conteze foarte, foarte mult. A fost chiar o bucurie așa reținută în partea lui Daniel Popa. L-a marcat împotriva foste sale echipe. Da, și ar fi dorit ca Dinamo să aibă mai multă încredere în el. Da, și e un moment de cumpăn acesta. Acest gol încasat de Dinamo destul de repede la începutul reprizei a doua. O pasă greșită aici, posibilitate de contraatac. Îl vedem pe Iani Stoica. Încearcă să treacă de Neluț Roșu, e fault. A pus bariera Neluț Roșu. I-a pus bariera, dar mingea era departe. Pui bariera când mingea e aproape și o poți controla, dar mingea era la metri buni. De aceea e fault. Pui bariera, ai mingea la un metru doi și o controlezi. Da, asta vreau să-i spun, da. Am vrut să protejez, dar no. Iată cum se uită la el și no. Cu cotul. Da, da. Cotul ridicat la nivelul figurii, chiar dacă nu ia... E o lovitură intensă, să spunem. Îl atinge doar. Nu, e fault. Dar e fault, sigur. Fault limpede. Da, mă gândeam la faptul că totuși aici cotul nu se transformă într-o armă. Da. Avea mingea la picior și putea să rămână cu ea, să se întoarcă. Era totul ok, dar mingea era la 3-4 metri. El a jucat pomul și nu mingea în cazul de față. Da, nefiind un jucător de viteză, Neluț Roșu, în astfel de situații poate fi pus în dificultate, poate fi ușor depășit. Centrarea lui Dan Nistor este către mijlocul careului, o prelungire cu capul al lui Ioan Filip. A
A dat cu creștetul în acea minge. Da, cred că a vrut să o devieze pe spate. Da, a vrut să o devieze, dar a lovit-o prea în plin. S-o trimite către bara a doua. Trebuie să dea tonul la pressing, da? Nistor. Aici a păcătuit, mai ales la meciul Sepsi Dinamo, cu astfel de baloane pierdute. Și o vedem pe U un pic mai agresivă, exact ce spuneam în prima repriză, că i-a lipsit, că a lăsat-o pe Dinamo să joace, a tratat-o așa cu prea mult respect. Abia acum înțeles cei de la U că trebuie să fie mai agresiv. O pasă bună aici, dar politic intervine în ultimul moment. Este aruncare de la margine. Efectuată de Dimitrov, pic. Dimitrov centrează din prima prea scurt, minge este respinsă de la Rusea, sare Ioan Filip, a fost Ricardo Grigore, banii, țâră. Cred că și-a moștruit elevii la pauză, Toni Petrea. Da, probabil și vocile importante, Nistor Kipciu, deși sunt cam multe acolo și Mitra e un fotbalist important, sunt mulți jucători cu personalitate, cu greutate. Aceea e un vestiar dificil, greu de gestionat. Dar ce e bine pentru Toni Petre e că banca de rezerve, atenție, galben pentru Demoura, pentru tragere de timp, de pentru 55, da. În norocul lui Toni Petre asta spunea, că pe bancă nu sunt fotbaliști care ar putea emite pretenții la titularizare sau care să aibă greutatea titularilor. Popadiuc a făcut un sezon bun la Chindia, dar are doar un sezon bun în spate atât. Calcan până la urmă vine de la o retrogradată. Bordeanu a plecat, care da. Era un jucător cu experiență, cu trofee. De aceea nu există presiunea băncii de rezerve deocamdată la U. Asta există presiunea rezultatului. Sau presiunea rezultatelor pentru Toni Petra. Mai pentru că echipa, cel puțin primul 11, arată bine. Sunt salarii importante la Cluj. Pasă frumoasă pe care o dă Bic. Ajung mai repede la balon, se strâng mai repede în jurul mingii, în jurul adversarului, cei de la Universitatea Cluj. Asta e o chestie care ține cu siguranță de atitudine, de implicare. Cei de la Cluj au realizat că trebuie să pună serios osul dacă vor să scoată ceva din această partidă. Dinamo nu e o echipă de subestimat. Dribbling un pic riscant al lui Grigore. Târzi, apoi Ricardo Grigore, Bic, reușit să se pună piciorul pe minge. Și parcă vedem secvențe din meciul cu Sepsi. Faul de galben al intră. Face ceea ce nu a făcut Miron la faza golului lui Denis Politic. Rupe jocul. Avem deja două galbene, niciun avertisment în prima repriză. Da. Unul a călcat la... S-a urcat acolo serios în spatele lui Iglesias. Lovitura liberă pentru Dinamo. Repriza a doua mult mai animată, mult mai dinamică. A scos și gheata din piciorul lui Dani Iglesias. Dar am ocazia să vă spunem rezervele lui Dinamo. Pe bancă sunt Dumovic Bena, Grigoriu Borci Abdalah, Patrick Anzer, Ilic și Dragoș Irimia. Iglesias pierde balonul, iar acum Alex Kipciu. Kipciu demarează de lângă Larusea și alt galben. Vedem alt cartonaș galben aici. Da, probabil că la mijlocul terenului va muta antrenorul lui Dinamo. Clar de galben, pe care îl face jucătorul basc ca Larusea. Mi-a plăcut aici de Kipciu, a încercat să rămână pe picioare până în ultimul moment să plece cu mingea. E stilul lui. Da. Va avea nevoie de oameni care să lasă multă energie în teren, Ovidiu Burcă, în această repriză. Jocul se transformă mult într-unul de luptă. Are nevoie de fotbaliști combativi. Iglesias s-ar putea să nu mai facă față. Faza și cartonașul în această repriză aproape. Da. S-a repezit aici banii și îl ia pe Sanie, pe Bătăjelu.
Adevărat, el se duce prin fața lui Bătăjelu, încercând să blocheze centrarea. Mă gândeam eu că pentru mijlocul terenului nu prea sunt soluții pe banca lui Ovidiu Burcă. Ar fi fundaș central, Bena, cu Patriche, Gorcea pentru faza ofensivă, Abdallah, Amzer, care este și el fundaș, Grigore atacant, să vedem dacă va improviza la un moment dat. Va fi interesant și duelul tactic, să spunem, sau duelul schimbărilor. Dan Nistor se încearcă o schemă. Mitrea are nevoie de preluare. Mitrea până la urmă este blocat. Aleargă aici Ahmed Bani. Dimitrov degajează. Au încercat schema de la Ploiești, da, mișcătorii universității. Doar că i-a venit un pic în spate, prea în spate lui Mitrea, ca să poată să dea direct la poartă. Atunci au marcat. Ultima jumătate de oră în aceste partide. Repunerea lui Demoura trimite lung cu capul, Miron, Iglesias, greșeală, Filip, în jocul aglomerat acolo, Ovidiu Bic între doi adversari deposedat, Ahmed Bani pentru Neluț Roșu, ieșire din dispozitiva lui Mitrea, se retrage greu Bogdan Mitrea, Politic pleacă pe diagonală, încrucișare cu Bani, Politic trage! Ok, este colțul lung, dar îl ratează, dar faza e bună. Frumos, cu personalitate aici, a atacat poarta Denis Politic. I-a lipsit un metru pentru a, ca execuția să fie mai periculoasă. I-a sărit un pic mingea exact în momentul șutului, i-a intrat piciorul sub minge. De aceea a căpătat această traiectorie înaltă. Mitrea. Gorcea. Pentru Miron. Ezită, până la urmă este nevoit să degajeze. Un balon care sare cu noroc la Dan Nistor. Joacă din prima pentru Alex Chipciu. 1-1 cu Costin. Chipciu, excelent acolo Costin. Apare Vătăjelu, un exterior pentru Daniel Popa. Control bun, dar apare Ricardo Grigore. Și să vedem dacă e corner sau aruncare de la margine. Se pare că va fi lovitură de colț. Dar o bate Dan Nistor. Clar, e o altă față universității. În repriza secundă. Nistor. Minge înaltă. Balonul rămâne acolo. În zona punctului de 11 metri. Filip cu șut. Minge este respinsă cu dificultate de Golubovici. Intervenție importantă pentru că avea foarte mulți jucători în față portarului Dinamo. Nici Filip n-a dat plasa, deși șutul a arătat bine. A dat cu stângul, piciorul mai slab. A dat, da, bine. Nistor pentru Dimitrov. Nistor, centrare din prima. Atac acolo, Popa-i fault, cred. S-a urcat peste Ricardo Grigore. Foarte decis s-a dus, da, în acel duel, autorul golului de 1-1. Iată ocazia universității. Se retrage Filip pe 16 metri. Preluare, voleu cu pământul. A chiar un șut frumos. Da. Apropo de zona mediană, mă rog, ar fi Cristian Ilici la Dinamo, jucător care n-a apucat să debuteze în echipa câinilor. Intercepția lui Vătăjelu. Începe să piardă multe baloane Dinamo în această repriză. Îndrăgea și pe fondul presiunii, pe fondul pressingului. Da, din partea celor de la Opruș, desigur. Da, sau mai sus, sunt mai agresivi cei de la U. Chipciu. Vătăjelu. Și el parcă s-a mai trezit, a început să urce, să stea și el mai aproape de adversar. Să stea mai sus, să sprijine atacul. Aici Iani Stoica îl pune sub presiune pe Dimitrov. Mitrea. O minge lungă pentru Iani Stoica. Ezită acolo Golubovic, dar preluarea este lamentabilă pentru Stoica. A vrut să-și facă mingea în spate. Am expus să fie înlocuit până la finalul meciului Iani Stoica. E cam balast tabăra clujeană. Da, pare că și-a tocit instinctul acela de marcator pe care l-a pișase acum două sezoane la FCSB.
în postura de rezervă, marca multe goluri, goluri importante, într-un con de umbră în acest moment, într-o poană de inspirație Ian Stoica. Pasă lungă a lui Filip. Ce bine a intervenit Cristi Costin cu capul. Rezolvă această fază. Da, Daniel Popa la astfel de demarcări este bun în ataca spațiul. Big faultează. Îl agață pe Larusea. Temperat de Ovidiu Hațegan. Da, probabil cei de la Dinamo ar fi vrut și un cartonaș galben, considerând că a fost o intervenție întârziată. Iertat de Ovidiu Hațegan, Ovidiu Bic. Da, mult mai repede și au oamenii în primire fotbaliștii Universității Cluj. Este intercepția lui Ioan Filip, Nistor, Dimitrov. Vine diagonala bulgarului pentru Daniel Popa. A lăsat-o. S-a uitat după fătășelul. Da, sau Kipciu, dar... S-a vorbit că e în raza lui, că o poate opri acea minge. Aruncă de la margine Costin, Iglesias. Costin în centru, nu a încercat pentru politic în partea opusă. Schimbare și sau schimbare? Dalah. Iar mă pregăteam să spun, în momentul de față Dinamo ar avea nevoie de un pivot, pentru că e sub presiune, Ucluj împinge jocul și atunci Dinamo ar trebui să iasă cu minge lungă, cu minge la bătaie pe Abdala, care are un fizic foarte bun. Va ieși țâră, e limpede. Miron la portar. Gorcea ea încajează dincolo de centrul terenului. Nu a fost deranjat până acum după pauză Gorcea. Ok, a fost acea acțiune a lui politic, dar șutul s-a dus peste poartă. Filip, mult mai implicat pe faza ofensivă. Kipciu în fața lui Jaffer, exterior pentru Popa. Ricardo Grigore pune capul, dar Nistor nu șutează de acolo. Stoica este cu spatele. Filip în colțul careului. Dimitrov centrează. Dimitrov, Golubović nu reține mingea, o boxează și face chiar în piciorul lui Costin. Se și accidentează. Acesta ar putea fi sezonul tău. Cu tine, Superliga e super. Iese țâră, intră Abdallah și va intra și Gonzalo Gregorio. Dar doi jucători ofensivi. Da, iese Iglesias. Iglesias, care nici faza ofensivă nu o face la un nivel ridicat, nici cea defensivă. Da, aș spune că în momentul de față el are noroc că joacă la Dinamo titular, da, meci de meci, pentru că nu există probabil o concurență puternică pentru el. Ar trebui să mai fie lăsat un pic și pe bancă, pentru că nu livrează foarte departe de jocul său din Liga a doua. Vreau oameni proaspeți în față. Urcă oameni care să țină de minge un pic. Mijocul lui Dinamo a fost foarte ușor depășit în această repriză. Cearcă să revină, să câștige balonul Daniel Popa. Greu iese Dinamo din jumătatea ei. Poate acum Gregorio trimite pentru viteza lui Abdallah. Mai bine poziționat Miron și cred că este și un fault al lui Abdallah. Da, semnalizarea asistentului oricum nu s-a lamentat. Postul apărător central de la FCSB imediat s-a ridicat Miron. Mai rămas pe Mitra în acel cadru. Ovidiu Bic. Până vom intra în ultimele 20 de minute ale acestui meci. Da, în principiu pentru Dinamo ar fi bun și un punct. Cluj n-are cum să fie satisfăcută cu un rezultat de egalitate, jucând acasă cu o armă pe echipă care a pierdut primele trei partide. Da, o Cluj care iese la Galați etapa viitoare, o va întâlni pe Oțelul, după care va juca pe teren propriu cu CFR Cluj, derbiul Clujului. Nistor, în ce Dinamo joacă pe teren propriu cu Botoșani. Costin ratează aici preluarea, s-a temut de adversar.
De aceea a sărit mingea atât de urât. Acolo e obligată să câștige Dinamo. Mă refer la meciul cu Botoșani. Foarte bine aici de Moura. Politic, excelent. Nu l-a atins, cred. Da, nu l-a atins Dimitrov. Și posibilitate de contraatac. Ianis Stoica, dar o pasă previzibilă a lui Stoica. Nistor reușește să recupereze. Vine Abdallah. Nu a scăpat mingea, nu? Nu a ieșit. S-a vorbit că Nistor a avut mai multe atingeri de balon în prima repriză. Foarte bine a anticipat Ovidiu Bic. Se duce într-o zonă liberă jocașul Universității. Kipciu cere. Pasa este pentru el. Ricardo Grigore blochează. Știu Ricardo Grigore aici să stea foarte aproape de adversarul său. Faultat în atac Alex Kipciu, care îi recunoaște lui Ovidiu Hațegan. Lovitură liberă pentru Dinamo. Jafer degajează. Izolat acolo Abdallah. Rămâne fără minge. Primește Bic. Nistor frumos îi așează lui Filip pentru Ianis Stoica. Deviază la Popa. Greu, era într-o poziție statică. De pe loc a încercat să dea la poartă. Asta e o execuție care vine din moralul oferit de gol. A avut multă încredere Daniel Popa. Odată golul, unul de atacant autentic al lui Popa, centrare din partea stângă, semnată de Bătăjelul și duel pe care îl câștigă în mod evident Daniel Popa cu Demoura. A fost o ocazie, apoi acel șut al lui Filip, dar totuși în ciuda dominării, Cluj n-a avut chiar un puhoi de faze periculoase la poarta lui Golubovici. Să e o presiune constantă din partea șepcilor roșii. Da, Dinamo nu mai reușește să țină de minge. Asta a fost un punct foarte, să-l spunem, al echipei în meciurile cu FCSB, cu Sepsi, cu Universitatea Craiova, posesia. Dimitrov, excelentă pasă pentru Ianis Stoica, dribling previzibil, dar trece acolo, pasează direct la adversar. Ianis Stoica, parcă nu știe în ce echipă joacă. E a doua pasă la rând pe care o dă direct la adversar. Intră în posesie Abdallah la acea pasă a lui Neluz Roșu. Admet Bani, Cristi Costin, aruncă privire spre Careu. Și centrarea respinsă de Miron, prelungește cu capul. Apoi Big Dan Nistor trebuie să paseze vertical, o face pentru Popa. Daniel Popa vine în centru cu această minge. Popa! Șut! Mingea este atinsă de Golubovici. Nu avea cui să-i mai trimite, nu mai avea o altă continuare Popa. Trebuia să închide el faza. Șut sănătos. Peste 30 de metri. Da. Sau pe acolo. Era sub bară. Gol, a fost un gol senzațional. Dar are probleme la gambă Golubovici. Iată. Se accentează ușor și mai devreme la acea ieșire. Se acutizează problemele sale. Filip Duimovici pe banca de rezerve. Lovitură de colț pentru U Cluj. Dinamo a tot încercat să întărească pe această poziție de portar. Nu mai are răbdare Toni Petrea cu Ianis Stoica. Hoffman la marginea terenului. Va intra și Amzăr la Dinamo. Să vedem dacă iese Demoura sau iese Costin și Demoura să treacă dreapta. Demoura are și cartonaș galben. Să vedem cum judecă Ovidiu Burcă. Mai întâi iese Ianis Stoica. Intră Hoffman în locul său. Și cu o tehnică bună. Da.
Jucător născut 2003, centrare de la colțul terenului. Se cere din nou corner. Este reluarea lui Popa. Extrem de activ în această repriză Daniel Popa și iese de Maura până la urmă. Da. Doar că a cântărit decisiv acel avertisment, luat pentru tragere de timp, pentru un fault. La fel, excelent jocul. Da, și poate l-a simțit aici, mai vulnerabil, cine știe. Adel pe Amzăr, așadar, revine după o ușoară accidentare. Deși golul a venit din partea cealaltă. Da. Neluț roșu pentru Amzăr. Abdallah. Excelent Amzăr în fața lui Hoffman. Inimos de la primul duel. Da, de multe ori e pitbull-ul câinilor, da. Amzăr, la atitudine. Minge pe care o pierde însă chiar Amzăr, Nistor, nu joacă pentru Dimitrov, balon se duce în celălalt flanc, Popa, Kipciu, Alex Kipciu pentru nou intratul Hoffman, și pe mingea pe stângul, n-avea unghi, avea culoar de șut, acțiune prelungită de atac, Dan Nistor, Vătăjelu, trei colegi în careu, încearcă o rupere de ritm, centrează în armă cu piciorul drept, respinge din plonjon Jaffer. Ce e fault? Ne mulțumim și Abdallah, jucător de 25 de ani din Madagascar. Cred că a dat loviturile liberă pentru Cluj, pentru că am văzut pe Ovidiu Hațegan făcând semn de braț, de mână. Și s-a dus și la banca lui Dinamo. I-a dat galben lui Burcă. Cred că e loviturile liberă pentru Cluj. De aici nemulțumirea, da, lui Abdallah. Da, a dat hands Ovidiu Hațegan. L-am văzut atingându-și brațul. Și s-a văzut pe reloare, într-adevăr, că și-a făcut mingea cu mâna Abdallah. Aici Nistor, o pasă care ajunge la Kipciu, blocat de Costin, aruncare de la margine pentru U. Kipciu pentru Big. Big pentru Bătăjelu. Bătăjelu rămâne, l-a primit Popa. Popa pasează târziu acolo. Hoffman se luptă cu Amzăr, care trebuie să aibă mai multă grijă aici la acest duel. Hoffman centrează de departe, luptează Neluț Roșu și mingea sare a fost la Rusea. Și mingea sare în brațele lui Golubovici. Dar se iasă rău de tot pentru Dinamo, da, după acea imprecizie tehnică a lui Larusea, ultimul sfert de oră. Pasa lui Amzăr a încercat să trimită așa un lung de linie pentru Denis Politic. Da, a dat un gol, a avut ocazie pe pauză Denis Politic. Da, începe să arate ce poate în acest jucător. Crescut practic în străinătate, nu e un produs al fotbalului românesc, născut însă la Brașov. Tot Politic, cu latul, dar trimite mai degrabă la întâmplare. Joacă repede Gorcea pentru Vătăjelu. Bine, l-a primit Filip, dar Vătăjelu joacă prin Mitrea. Filip, Bic. Îndoi cu Hoffman, Nistor, Hoffman, Nistor. Încearcă să-i retrimită lui Hoffman, prea puternic însă. Amzăr. Oh, se precipită aici Gonzalo Gregorio, dar e faultat de Bic, care nu a reușit să scoată mingea din picioarele portughezului. Lovitură liberă pentru Dinamo. O câlceală aici. A fost chiar cel mai clar fault. Neluț Roșu. Frumos triunghi de pas aici. Amzăr, doborât, Politic se echilibrează la timp, încearcă să treacă de Dimitrov și e posesie pentru Cluj. De văzut cum stă cu prospețimea Cluj, am tot vorbit despre media ridicată de vârsta acestei echipe. Pe de altă parte, etapa trecută a marcat, da, de două ori în ultimele 10 minute Universitatea.
Este o recuperare a lui Ahmed Bani. Bani foarte bine rezistă. Erau doi adversari acolo, Ahmed Bani. Vedem unde va continua, el este Gregoriu. N-a mai avut suflu să împingă acea minge către coechipierul său. S-a și încurcat așa, parcă nu și-a făcut pași corect. Ovidiu Bic, Hoffman ratează preluarea. N-a mai ieșit de câteva ori din teren din ultimele minute. Se întâmplă și acum, pentru că nu mai face presii cu Cluj. Gregoriu, Abdallah. Abdallah. Trecere, dar apare Ovidiu Bic și minge este apoi degajată de Vătăgelu. Pe Cristi Costin, avansat. Gregoriu, cred că se uită în partea dreaptă, acolo orientează jocul. A apărut și Ahmed Bani. Costin, centrare de pe loc, dar lipsită de precizie. Inteligent, a respins Dimitrov, Hoffman. Dimitrov. Diagonală perfectă pentru Dan Nistor. Nistor, pasă pretențioasă, hands făcut de Larusea. Mă rog, mingea i-a venit mai întâi în picior, apoi în mână. Lovitură liberă pentru Ucluj, dar a reușit să oprească acea pasă Gorka Larusea. Asta e important pentru Dinamo. Dan Nistor pentru Vătăgelu. Primește Kipciu. Pentru Vătăgelu va ajunge la această minge. Centrarea este din alunecare. Geafer a respins prea bine. Se înmulțesc aceste execuții nereușite, poate și pe fondul oboselii. Ce greșeală aici, o minge întoarsă de care profită Dan Nistor. Așteaptă Vătăgelu. Pasa este pentru Kipciu. Acum Vătăgelu, centrare, balon agățat în careu de Neluz Roșu. Parcă e din ce în ce mai mult hazard în joc. Da. Să vedem însă pe Dinamo, are contraatac aici cu Ahmed Bani, pasă pentru Neluț Roșu, joacă cu Abdallah, sunt trei jucători în partea opusă, dar Abdallah încetinește, trece acolo de Mitrea, Abdallah încearcă să scoată la Neluț Roșu, șuta lui Bani în blocaj, șase jucători a avut Dinamo, iar acum Nistor pleacă la un pressing unde nu este susținut de coechipieri. Ce bine, venise acea minge lui Ahmed Bani, ca un boxer care lasă garda josul Cluj, de semne de oboseală formația lui Toni Petrea. Și n-au o piată care are oportunități și probabil că va mai avea șansele ei în continuare. Acum stă mai sus echipa lui Ovidiu Burcă de câteva minute. S-a diluat destul de mult acea dominare a Universității Cluj. Dar mi se par ambele echipe cu resursele la minim în acest moment, resursele fizice. De aici și execuțiile tehnice greșite. Neluț Roșu are o minge care stă cam mult în aer. Costin centrează spre Abdallah. Mitrea reușește să devieze în ultimul moment. De calitate centrarea lui Costin. A avut și direcție bună și intensitatea potrivită. Iată pe Dinamo continuând atacul. Amzăr centrează slab, degajează Miron. De gând, nici Dinamo, cum spune, nu stă fantastic din punct de vedere al potenței fizice, dar e mai prezentă în atac decât Ucluj. Adică la Dinamo remarcăm, cum spunem, un plus. Ucluj, în schimb, în scădere, Ahmed Bani, Abdallah cu spatele, călcâi blocat. Ovidiu Bic talonează Abdallah. Foarte puternic acest vârf pe care l-a înregimentat Dinamo. A retrograt din Liga 2 în Liga 3 mergea. Asta nu dă bine la CV, evident, dar deocamdată acestea sunt posibilitățile lui Dinamo. Iese Bic și intră Calcan. Omul e eliminat la Mioveni în acel meci de baraj. Atunci când Argeșul era pe cai mari, ducea cu 4-1. Jucător de atac, schimbare și la Dinamo iese Neluț Roșu. Într-un fundaș central, Bena. Bena era. Da. Se poate mășca la poate juca și în fața apărului, da, mai fost folosit. Încearcă să aducă picioare proaspete la mijlocul terenului, Burcă. Da, spuneam mai devreme, nu prea sunt soluții pentru zona mediană. Atenție aici, Dan Nistor pentru Alex Kipciu.
Alex Kipciu întâmpinat de Costin, nu trece nici acum. Ba da, până la urmă cu Chiu, cu Vai, minge ajunge la Hoffman. Hoffman, șutul lui Hoffman, slab pe centru, prinde Golubovic. Și făcuse mingea foarte bine, era un culoar mare. Da. Exact pe acolo a trimis, dar a fost finalizare care a lăsat de dorit. Orca la Rusea. Troamzăr. Politic încerca să intervină acolo Dimitrov. Este câștigat de Miron. Schimbă cu Filip. Noi e fost jucătorii ai Oțelului. Bogdan Mitra instruiește Universitatea Cluj. Încă nu aruncă minge în față. Cu disperare. Ar mai fi. Mai bine, cred. Mai bine de 10 minute cu prelungiri. Ne-am obișnuit cu prelungiri consistente în acest sezon. Ce de bine a intervenit da, acolo da, Jaffer. Da. Ce bine a făcut paravan ca mingea să treacă. La dobură pe Dan Nistor. Bena. Ce pasă tare acolo. Degajează Golubovic direct în afara terenului. Aruncă Dimitrov. Reprimește de la Filip. Dimitrov pivotează frumos pe lângă Politic, atacat de Amzăr, scoate lovitura liberă. A venit cu piciorul drept Amzăr și l-a atins, l-a lovit pe adversarul său. Iată, da. Cu vârful ghetei, este faul, n-avea de ce să protesteze Amzăr. Andreas Calcan mișcă această minge pentru Dimitrov, Filip. Dimitrov nu se complică și pasează pentru Miron. Dar nu se încumete să facă un pressing organizat cu mulți jucători. Dinamo, Mitra, diagonală. Intervenția lui Amzăr este aproximativă. Scos totuși în tușă Hoffman. Dimitrov încerca să prelungească acolo Ioan Filip. Din nou o construcție cam greoaie la Universității Cluj. Construcție încălcită și face mingea aici frumos. Alex Kipciu par însă doi adversari și încetinită acțiunea Universității. Nistor nu prea mai poate. Iar acum Gonzalo Gregorio întâmpinat de Miron, care reușește să-l deposedeze cu multă ușurință. Joacă în lung de linie pentru Hoffman. Amzăr, Hoffman reușește să recupereze în careu pentru Dan Nistor. Șut din prima, dar nu suficient de puternic, s-au plasat. Am o normal de acolo, încerc să o trimiți către colțul lung. Foarte pretențioasă această execuție. Mai era în careu Daniel Popa. Amzăr, ajutat de Pena, francezul în centru, căutase pe Abdalac, dar l-a găsit pe Vătășelu. Foarte multă coerență nu mai există în jocul celor două echipe. Tot apărut erorile. Acest este meritul lui Amzăr. L-a câștigat posesia pentru Dinamo. Pasă pe jos. Denis Politic. Politic. O să gândi să dea la poartă de acolo. Acum sunt interesante aceste plecări din flancul stâng ale lui Politic către zona centrală, la Rusea, Gregorio. Gregorio pentru cine pasează acolo este Costin. De pe loc, drage Costin! Descoperă noua aplicație Casa. Mai rapid, mai simplu, mai multă distracție pentru tine. Descarcă aplicația. Uitați mâine, Petrolul Foarul, 18 și 15 pe Edri Sport 1 și derbiul FCSB CFR Cluj din Ghencea de la 21.30 pe Edri Sport 1. A început și Liga Secundă, mâine de la ora 12 pe Edri Sport 1 avem Corvinul Hunedoara Ceahlăul. Ricardo Grigore. Grigore. Ahmed Bani, bună devierea la Gregorio, primește Costin. Tot Dinamo pare mai hotărât acum pe final. Costin cu Abdalah.
Bani, Abdalah intră în careu, blochează Mitrea. Kipciu. Nistor, Calcan vine târziu la minge. Costin poate centra, bagă mingea în careu la Ahmed Bani, blochează Mitrea și corner. Lovitura de colț pentru Dinamo în minutul 89. A venit foarte decis cu acea intervenție prin alunecare Bogdan Mitrea. Filip pare că îl va lua marcaj pe Abdalah. Acesta chiar poate fi un moment foarte important al partidei. Execută Ahmed Bani. Dinamo are pe Abdalah, pe Jaffer, pe Grigore. Centrare pentru Bena! Uitați să-l menționez și pe Bena. Adică și el e un jucător înalt, un jucător cu fizic bun. Din nou corner. Iată cum s-au împrăștiat jucătorii. Și duelul pe care îl câștigă Bena cu Ioan Filip. Fiecare galerie încearcă să dea o mână de ajutor în acest final de partidă. Probleme în careu. Mitrea s-a împins acolo cu Bena. Foarte furios Bena. Galben pentru Bena. Să vedem dacă mai dacă și vreun jucător de la Cluj va vedea avertizmentul. Nu, se pare că doar Bena, care îl împinge pe Mitrea destul de tare. Dar cornerul rămâne pentru că mingea nu era în joc. Corner așadar pentru Dinamo, minutul 90. Ahmed Bani centrează, mingea este respinsă, urmărită de Dan Nistor. Bani aruncă mingea în careu, respinge Mitrea, dar e un fotbalist al lui U care nu s-a ridicat. Iar Ovidiu Hațegan întrerupe jocul. Era și un jucător de la Dinamo inițial pe jos. S-au dat lupte acolo, l-am văzut foarte nervos pe Vătăjelul, care avea ceva de părțit. Balcan. Bena. Pare să acuze o lovitură în figură, a fost jucător al lui FC Argeș. La 6 minute de prelungire. S-au arătat de la margine. Dinamo foarte aproape de primul punct în acest sezon. Gorcea se pregătește să degajeze, acomodat acolo de Abdalah, își forțează un pic norocul Gorcea. Degajează în cele din urmă. Bena în duel cu Popa, mai puternic francezul. Faultat Abdalah de Miron, nu a fost offside la Abdalah. Din nou crede Abdalah că e o decizie în favoarea echipei sale. Bună această pasă din prima al lui Kipciu pe joc central lui Vătăjelu, dar acolo apare excelent Bena, riscă cei de la Dinamo. Hoffman controlează bine acel balon, ce carambol. Probabil că nu mai înțelegi nimic, nici mai vezi unde este mingea. Dan Nistor. Ioan Filip. Glezna. Nu se aștepta. A lovit această minge. Nu se aștepta Popa la o astfel de centrare. Cam puțin și durut, totuși a dat un Cluj de la distanță după pauză. S-au dus 2 minute din cele 6 de prelungire. Degajează Golubovici, mingea ajunge la Daniel Popa, joacă bine la margine, Costin ratează intercepția, iar Kipciu se duce spre poartă, întâmpinat de Jaffer. Kipciu intră în unghi, încearcă să centreze și este corner pentru U Cluj. Ce contră rapidă au reușit alb-negrii. Nu știu ce sprint în prelungirile partidei, în poartea lui Alex Kipciu. Și așează mingea la colțul terenului. A fost dinamovist Dan Nistor. De schimbare? Sau o ușoară accidentare? Văd pe Ovidiu Hațegan.
Da, e Costin. Costin. A trebuit să iasă sau... Nu e nevoie de intervenția medicilor, acesta este semnul. Se întorc oamenii din staful medical al lui Dinamo. Nistor așadar se pregătește să bată acest corner, încă 3 minute până la finalul partidei. Dinamo în fața primului rezultat pozitiv din acest sezon. Nistor, mingea are efect, respinsă de Ricardo Grigore. Este un fault în atac al lui Vătejelu. S-a dus un adversar, din ce mi-am dat seama. Guel cu Ahmed Bani. Da. Bodycheck. A ajuns al doilea la minge, Vătejelu. Chiar în fața lui Ovidiu Hațigan. Câțiva metri de fază. Nu mai e loc de construcție de acolo din spate. Golubovici își trimite cu echipierii la jumătatea terenului. Vine cu o lansare spre Abdalax. Are bine și Mitrea. Denis Politic blocat acolo de Filip Popa. A încercat din prima pentru Kipciu Nistor. Kipciu, Costin nu mai are resurse. Kipciu rămâne la minge. O pasă în adâncime pentru Hoffman și rezolvă foarte frumos această fază Ricardo Grigore, care iată și-a revenit, joacă mult mai bine în acest moment. A fost împrumutat, dar nu prea a jucat la echipele pe la care a fost împrumutat. A fost la FC-ul Craiova, da. A fost la Petrolul. Petrolul, da. Să vedem că nu are mare încredere în banca de rezerve. Toni Petra a trimis pe Hoffman și pe Calcan. Mă, normal, probabil că ar mai făcut și alte modificări în zona ofensivă, echipa lui având nevoie de gol. Daniel Popa îi transmite această minge lui Hoffman. A avut o șansă bună mai devreme în cel șut din fața careului. O vitură de la colț. Încă speră publicul, mă rog, fanii Universității Cluj, pentru că sunt și mulți dinamoviști în tribună. Ultimul minut de joc. Nistor a bătut cam toate fazele fixe ale echipei sale în această partidă. Centrarea este va pe 6 metri, respinge defensiva lui Dinamo, Dimitrov, Nistor cu stângul, încearcă acum intervenția lui Cristi Costin. Pune mingea jos, Kipciu urmează șutul. Balonul este respins de Ricardo Grigore. Recuperează Gorcea ultimele secunde ale partidei de la Mediaș. Dimitrov aruncă balonul în față. Daniel Popa. Popa, presat de Pena, ajută Vătăjelu. Vătăjelu înapoi pentru Popa. Primește Filip, se uită la ceas și nu mai e timp de niciun atac. Așadar, Ucluj, Dinamo 1-1. Primul punct pentru Dinamo în acest sezon. Ucluj face 5 puncte, toate câte are Rapid. Rămâne pe locul 9 în clasament. Urmează reacții la Fotbal Club. Noi am fost Andrei Tibilichi și Ionuț Ancheruță. La revedere! Nu că n-ar fi încercat în repriza a doua, în care Ucluj a fost per total, probabil, mai bună. Nu că n-ar fi încercat să dea gol, dar mereu a lipsit ceva. Parcă cumva aceste echipe și-au negociat un meci din care să nu iasă rău nici una dintre ele, sau poate că n-au putut prea mult. Sunt mulți oameni pe acolo care au trecut pe la destule echipe din Liga 1, în legătură cu care ne-am făcut destule iluzii și care nu reușesc până la urmă să confirme cu adevărat. Iani Stoica, de exemplu, întâi, mister colosal. Mister și de ce nu reușește și de ce în continuare este prizat, e un jucător care e dorit, căutat. În fine, probabil că s-au investit mult în el și atunci așa se întâmplă. 1-1, Dinamo cu primul punct și sigur că a ratat, poate la un moment dat chiar o victorie, dar a ratat și o înfrângere spre fericirea ei. Ucluj n-a mai reușit să facă un meci nebun, a făcut un meci liniștit și a ieșit cu un punct din această partidă. Ne întoarcem curând să câteva lucruri de vorbit despre acest meci, despre speranțe, despre perspectivele acestor două echipe în acest campionat, așa cum arată ele acum. Și mai sunt și alte subiecte. Hagi, care iarăși a făcut o conferință de presă în care a zgâlțit un pic
pe toți cei din Iasga Zi, pe toți cei din prejur și pe cei care nu erau acolo, uite cei care nu erau acolo, o să vedem despre ce e vorba și sigur că ne vom referi și la ce este mâine. Sub această lună enormă avem un cap de afiș, ne întoarcem cu. Superliga vă este oferită de Superbet. Superliga vă este oferită de Superbet.